UTA a obținut un punct in extremis în partida contra celor de la Oțelul Galați de pe teren propriu. Oaspeții au deschis scorul minutul 13 prin Iurici, cu o lovitură de cap. Arădenii au avut șansa egalării prin Omondi minutul 42, însă șutul acestuia a fost respins de Popescu. Același Omondi putea să facă 1-1 și minutul 46, însă a trimis în bară. În minutul 95 a Dăscăliței a făcut hands în careu, iar arbitrul a arătat punctul cu VAR. Hao Pedro a transformat și a dus un punct în contul arădenilor. Nu pot să fiu mulțumit cu acest punct, pentru că meritam cele 3 puncte. După aspectul jocului, după ocazii, după ceea ce vreți dumneavoastră, sigur, adversarul nostru ne-a pus câteva probleme în depriza a doua, teritorial, dar fără prea mare ocazie. Am făcut acea greșeală în minutul 95, care ne-a costat, s-a produs penalti și de aceea nu pot să fiu mulțumit cu un punct. Echipa a jucat binișor, nu sunt mulțumit clar de jucători care au intrat după pauză și asta voi avea discuție cu ei, pentru că nu au adus niciun plus. Mircea Rednic nu a ezitat să-l taxeze pe omologul său Dorinel Munteanu, pentru că a spus că formația sa merita victoria. După Dorinel Munteanu vorbim că merita victoria, că au dominat, că ce au dominat, mă, frate? 65% am avut noi posesia, am avut 15% spre poartă, 7 pe poartă. Plus golul care a fost în urma unui foc clar la Costache, care nu s-a dat, după aia am fost surprins. Și plus la gol, cred că Conte a pus mai mult în poartă decât adversar. Rezultatul de egalitate nu avantajează niciuna dintre echipe. Ambele combatante au mers la victorie.